Domnul stătea la masă cu ucenicii săi în seara cinei de taină. Era ceasul cel mai zguduitor. Totdeauna le spusese ucenicilor adevăruri mari și neașteptate, dar niciodată ca acum. Despre patimile sale, Domnul le mai vorbise și altădată, dar ei, chiar dacă le crezuseră, le priveau ca pe ceva îndepărtat pentru cine știe când. Despre vânzător le mai vorbise, dar acum lumina cuvintelor Domnului se apropie tot mai mult de cineva anume, până când se oprește asupra celui care mânca din același blid cu el, care rupea din aceeași pâine. Să te părască poate oricine, dar să te vândă nu poate decât acela care mănâncă pâine cu tine. Rău poate să-ți facă orice semen, cât de străin și de depărtat ar fi de tine, dar cel mai mare rău nu ți-l poate face decât acela care neapărat îți stă cel mai aproape. De aceea, nici durere mai mare nu poate produce nimeni pe lume ca acela de la care ai dreptul să aștepți cea mai mare bucurie. Dragă suflete care ai avut pe lume harul de a avea un învățător din pâinea căruia te hrănești, fii cu luarea minte și nu lăsa niciun fel de gând satanic să-ți pătrundă în inimă împotriva învățătorului tău. Oricât de mare îți pare fericirea pe care ai putea să-ți o cumperi prin vânzarea binefăcătorului tău, nu o dori. Oricât de mare rău ți s-ar părea că ți-a făcut el, nu dori niciodată să te răzbuni pe părintele tău, pe învățătorul tău, pe binefăcătorul tău, căci prețul cu care îl vei vinde și săgeata cu care îl vei străpunge vor arde în vecii vecilor mâinile și inima ta.